A obținut autorizație pentru piscină, însă doar pentru uz personal, nici de cum pentru a fi pusă la dispoziția târgujienilor în 5 de temperaturile ridicate care vor să se răcorească la un strand. Patronul restaurantului Dumbrava nu ține cont de acest lucru și își desfășoară nestingherit activitatea în zona Vădeni din Târgu Jiu. Din imaginile publicate pe internet pe pagina de promovare se poate vedea construcția grandioasă pentru care nu deține autorizație de funcționare. Pentru această locație există autorizație de construcție pentru piscină, însă doar pentru uz personal. Nu a fost respectată întocmai autorizația, iar echipele de la poliția locală vor continua controlele în zonă. Cristian Șerbanu este la prima abatere de acest gen. Societatea pe care o deține a încasat mai multe amenzi de la diferite instituții ale statului, motivul fiind aproximativ același. În anul 2011 a încasat o amendă de la Garda de Mediu pe motiv că funcționa fără autorizație la unul din punctele în care își desfășura activitatea.